Bogdan, ești ceea ce ești pentru că ai întâlnit niște oameni, așa ai spus. Care sunt cei care te-au schimbat? Situații, oameni? Mi-a plăcut chestia asta cu oamenii și am realizat-o în momentul în care am văzut un interviu al lui Dan Puric, un tip de om foarte controversat din punctul meu de vedere, care spunea că toți suntem rodul unor întâlniri. Dacă bunicii noștri nu s-ar fi întâlnit, dacă părinții noștri, știți povestea. Așa este și cu mine. Eu sunt rodul întâlnirii părinților mei, întâlnirii mele cu profesorii mei, cu mentorii mei și cu toți oamenii care mi-au putut influența viața. De la unii am primit niște lecții, de la alții am primit niște principii de viață foarte importante. Legat de agricultură, că despre asta vorbim, un om providențial în viața mea a fost domnul Lucian Buzdugan. Și aici e o poveste foarte interesantă. În 2001, când dumnealui devenise director general în Insula Mare, și noi aici la Slobozia, la fel, era o secetă cruntă, m-am dus cu două combine să recoltez acolo. Și mi s-a rupt o curea de transmisie la o combină și îmi trebuiau niște bani. Era o combină clas cu care trebuia să îmi trebuiau niște bani cu care să cumpăr de la reprezentanța din Brăila o curea. Și eu nu aveam bani și am încercat o abordare, știți, am putea să-mi dați în avans bani ca să cumpăr cureaua, ca să pot să recoltez, să fac bani și așa mai departe. Și a zis, nu, această chestie o va face doar domnul Lucian Buzdugan, are puterea să facă chestia asta. Și povesteam domnului Buzdugan peste an, care, by the way, este mentorul meu în ale agriculturii, domnule, atunci erați mai important pentru mine decât papa de la Roma și mai greu de atins. Și stăteam în combină și mă gândeam, oare o să am eu ocazia să-l întâlnesc pe omul ăsta, să văd și eu cum arată, da? Și am avut onoarea și privilegiu să-i stau alături. Am avut zile și nopți în care am discutat despre orice, o calitate umană extraordinară, și dumnealui, și soția. Și oamenii cu care a venit atunci în insulă au fost niște oameni care, domnul Culiță Tărâță, Dumnezeu să-l odihnească, și familia dumnealui, niște oameni controversați, aș putea spune, dar e ușor să judeci oameni pe care nu i-ai cunoscut. Eu i-am cunoscut și pot să spun că au fost niște oameni de la care am avut multe de învățat. Eu recomand, da? De altfel cartea domnului Buzdugan, cele două volume apărunte recent. Am fost la recent. Lansare invitat în aula universității și a fost o onoare pentru mine, pe care oamenii care m-au ajutat și care m-au promovat și care și-au dat seama de potențialul meu din compania Monsanto, care au zis, tu ai un fond extraordinar de bun, dar ai început să construiești așa ca într-o curte, după mintea ta, fel de fel de cuști, fel de fel de... Nu, hai să ștergem tot, hai să punem niște principii la bază și după aceea să creăm ceva nou. Iar omul ăsta providențial pentru mine a fost Rodrigo Santos, care acum este, dacă vreți, managerul pe crop protection al companiei Bayer. Un brazilian care stătea cu noi în câmp și făceam observații pe porumb, iar dovadă că e o mare valoare este poziția pe care o are astăzi. A fost omul care îmi dădea cărți de citit săptămânal de management, a fost omul cu care am avut o relație foarte încordată, pentru că să devii lider dintr-un manager trebuie să dovedești ceva. El a venit în România ca manager, dar s-a impus pentru mine ca lider, un om care mi-a schimbat modul de a gândi. După care, omul cu care am avut cele mai multe rezultate în activitatea profesională a fost și este un om foarte drag mie, Gerhard Rosa, un austriac care s-a pliat foarte bine pe spiritul balcanic și este european, sub îndrumarea căruia am devenit de 3 ori Master Sales. Da? Master Sales este premiul cel mai mare, este Oscarul în Monsanto. Sunt singurul din România care are rezultatele astea, fără falsă modestie. Este clar că într-o echipă de fotbal ai rezultate în situația în care strategia, antrenorul, norocul, munca, principiile te pot face să ai succes.
eu nu puteam fi asta fără oameni de factură asta și sunt foarte mulți alții. Am întâlnit fermieri mici care mi-au reconfirmat cât de importante sunt principiile. Pentru mine, un fermier de 20.000 de hectare care nu vede viața cum o văd eu, este mult mai puțin frecventabil decât un oier cu care pot sta de vorbă despre orice vreți, fără să mă gândesc că în spatele lui e o factură de 1.000.000 de euro, pe care eu o am ca și beneficiu la firma la care lucrez. Nu, am ajuns la performanța în timp la care mă interesează mai mult omul decât business-ul. Pentru că dacă relația cu omul e ok, dacă compatibilitatea e ok, business-ul vine de la sine. Managerii pe care i-am avut în țară, colegii cu care am avut rezultate, pentru că eu n-am făcut niciun proiect singur în viața mea. Eu am făcut parte dintr-o echipă care a fost pe Everest. Eu n-am urcat pe Everest singuri. Da? Cosmin Chioreanu, Gabi Băieșu, Octavian Chihaia, Dorin Jurcă, Gabi Ghiță, Vicky Guzu, să mă ierte ceilalți pe care nu i-am spus. De la fermieri, plecând de la prietenul meu foarte bun Jihad, până la Costică Halep, până la Jim de la Botoșani. Da? Sunt oameni cu care port același nivel de conversație pe care îl purtăm noi. Putem fi de acord sau nu, dar sunt oameni care mi-au influențat viața și deciziile, pentru că întrebându-i ei mi-au spus perspectiva lor asupra lucrurilor sau cum ar face ei și atunci m-au influențat. Eu doar am putut să-mi confirm mie prin rezultatele lor ceea ce am făcut. Da? Pe partea ilaltă, din domeniul de multinaționale sau de distribuitori, primul care îmi vine în minte acum este Vicențiu Cremeneanu. Pentru mine, Vice este un monument de bun simț, de modestie, de profesionalism și pune-l în balanță cu mine, gura liv și ce ne-a putut să fim, să facem, să ne sunăm, nu foarte des, dar mereu cu mare drag. Cristi Moldovan, de la Ameropa, un prieten foarte drag, de la care am învățat extraordinar de multe lucruri și sunt foarte mulți alții pe care i-am cunoscut, cu care am făcut proiecte împreună sau pur și simplu oameni pe care îi respect, dar cu care n-am făcut business. Unul dintre ei este Ghiță Pink, un om cu care nu am făcut business decât un an de zile, căruia i-am spus: Ghiță, mi-ești foarte drag, chiar ne-am văzut acum 3 săptămâni și e un tip spumos, dar din punct de vedere business nu am putut lucra cu el. Mugurel Stoica de la Solarex, no, iar un om drag pe care l-am avut ca model de business la un moment dat, Dorin de la Ecoplant, cu toată echipa lui. Oameni spumoși, sunt foarte mulți și vă dați seama, în 19 ani mi-este greu să îi enumăr pe toți sau să nu. Uite, domnul Arsenoae de la Piatra Neamț, un moromete, exact spiritul ăla. Ca să nu uităm pe cei 3 de la vest. Ca să nu uităm pe niciunul, da? Da, nici pe Adilăța, nici pe Dan Corbuț, da? Niște oameni extraordinari și toți. Bineînțeles, rămâne omul înaintea business-ului. Nu m-a interesat niciodată business-ul dacă l-am rupt de un om.